câteva zile o săcătură și părinte, simțeam așa o neliniște în suflet și m-am dus la radiestezie și m-a testat cu tabla ANSA. Și ce ți-a spus ANSA? Mai ai ceva în cap sau e gol? Nu în cap, e gol, în suflet. Perfect, ți-a spus. Ți-a dat rezultatul adevărat. Cum să mai fii sufletul tău plin de Duhul Sfânt când tu ai ajuns să te închini la o tablă de cupru ANSA pe care un naiv o poartă din deget și o mână în și direcții vrea? Pentru că ai lucrat exact ca o așa, ca o clapetă, deci tu o dirijezi cum vrei. Nu ai proastă, steaua nu-i norocoasă. Da. Și atunci întrebarea este, la asemenea oameni, mai este nevoie să vină satana sau ei sucenici direcție? Sucenici direcția ai satana. Pentru că așa spune Evanghelia. Înconjurați marea și pământul de trei ori, iar când v-ați făcut un prozelit, îl faceți îndoit fiu al genii. Adică unul care a intrat pe mâna vrăjitoare, poate să-i citească popii toate cărțile de cult când nu se mai îndreaptă. El știe că vrăjitoarea i-a făcut binele și dracul lucră de așa natură ca să se împlinească imediat. Și atunci omul nu mai are nevoie de Sfântul Maslu. A doua tămăduire pe care o lăsat-o Dumnezeu, o lăsat-o prin taina spovedanii și a dezlegării de păcate. Paraclisul Maicii Domnului spune, pentru păcatele mele cele multe se bolnăvește trupul și slăbește sufletul meu. De aceea mă rog către tine, stăpână, ca Ionat din Slobozește-mă. Cum e acolo? Nu știu să-mi zic. Stricăciune scoate. Da, din stricăciune scoate. Ei, în momentul în care noi ne-am spovedit și am dezlegat orice păcat, indiferent de greutatea sau de forma lui, și am primit de la duhovnic dezlegarea de păcate, sufletul nostru s-a cicatrizat duhovnicește de răul care l-avea în el, dar acum trebuie să rupte la spălare. Deci ai văzut caz în noroi. Iei cu o surcică și ras tot ce-i gros, pui pe gard haina să usuci, apoi o freci în mână și la urmă ea mai rămâne pătată, dar aia bagi în dero cu apă. Dar nu iei plină din noroi și o bagi în apă cu dero, că atunci o murdărești toată. Ei, așa e și la spovedanie. Preotul dezleagă toate păcatele grosolane care se pot canonisi și dezlega și apoi rămâne Sfintei Împărtășanii să ardă păcatele cele mărunte și subțiri ca iarba și ca fânul, cum spune, care să ard din puterea Dumnezeu curățând cele cinci simțiri care din prea multă nebăgare de seamă au fost înghițite de lupul cel înțelegător de suflet, adică de diavolul, și s-au făcut mădulare cu totul diavolului, spune în rugăciunea a patra și a treia. Un alt lucru, deci pe care l-a lăsat biserica, este și tămăduirea prin rugăciune sau prin miracole. De ce îi spunem miracole? Să nu îi spunem minuni, că dacă îi spunem minuni, uite, tăți în cruda, ce mai fi și aia minuni? Ei, miracolul sau minunea sau binefacerea de la Dumnezeu prin rugăciune este acea rugăciune de exorcizare pe care fie un preot sau omul prin propria-și putere o poate face la casa lui și se izbăvește de anumite boli sau de anumite neputințe care vin asupra lui. Dar aceste rugăciuni sau aceste exorcisme pe care le face fie preotul, fie creștinul și le citește el singur, imni, acatiste, mai departe, psaltiri și așa mai departe, ele sunt prescrise sau rânduite de cel care îți constată în ce măsură sufletească este sufletul tău atacat de sarsail. Și ultima și cea mai mare legată de sărbătoarea de astăzi, deci tămăduirea prin miracol, era acel izvor din Franța, unde un anumit leon care trebuia să adapte pe un orb și era însetat, nu găsea apă și a auzit odată, dintr-o dată într-un desir, și că vină aici și apă și spalti și plăoi și vei vedea. Și într-adevăr s-a zidit o biserică în locul acela. Și după ce s-a zidit biserica aceea, i s-a pus hramul, izvorul tămăduirii, deci în cinstea Maicii Domnului, că izvorul era al Maicii Domnului și vocea care îi chemase pe cel orb era tot a Maicii Domnului. Și acolo se vindecau la izvorul respectiv tot felul de... Deci se vindecau tot felul de boli din vremea respectiv. Oftică, idropică, gușă, cancer și așa mai departe, tifos, lungoare și ce mai boli, scrie acolo în sinaxar. Ca mai târziu, deci biserica fiind dărâmată din urma unui cutremur, să fie din nou zidită din împăratul, mi se pare, Justinian, dacă mi-aduc clar aminte, și din nou redată circuitului duhovnicesc, deci celor care aveau nevoie, unde din amintirea mea, exact nu știu ce scrie, cred că s-au păstrat niște vestigii până astăzi, deci se cunoaște ceva legat de acest izvor al Maicii Domnului, fiindcă ea este dătătoarea de izvor de sănătate, de aceea în acoperământ la Icosul 8 spune, bucură-te că tu iei mâinile tale pe cei părăsiți doctori. Deci unde doctorul face ca pacientul să moară dintr-o simplă operație de măsea, acolo e darul Dumnezeu care a vrut să scurteze zilele și păcatul.
Iar îl desface operații pe creier și umbli cu creierul, cum umbli cu o bucată de plăcintă în mână, scoți tumori, scoți cheaguri, scoți vase, rupte, cauterizezi și îl pui la loc. Și după o săptămână de reanimare, ăla se scoală și vorbește normal și alaltă ieri erai cu creierul lui în mâna ta. Aia înseamnă darul lui Dumnezeu proslăvit prin știința de a cunoaște calea mântuirii și de a lungi zilele vieții celui care ghemuie la sfârșit. Și aici se proslăvește darul lui Dumnezeu. Unii mor dintr-o operație simplă și alții scapă după operații grele. Gândiți-vă operații pe cor deschis, gândiți-vă la un transplant de ochi, gândiți-vă la un transplant de ficat, gândiți-vă la un transplant de rinichi. Deci lucruri care nu fac altceva decât să preaslăvească taina și puterea lui Dumnezeu. De aceea trei arme împotriva moralei, deci împotriva moralei pe care Satana le-a pus în calea mântuirii omului sunt necredința, uitarea, nepăsarea care este însoțită și ea la rândul ei de lene. Deci cei trei mari uriași ai sufletului. Uitarea, lenea și nepăsarea. Da? Și de aici se leagă necredința și din necredință se leagă ateismul și, cum spuneam și altă dată într-o predică, lipsa de bun simț. Noi folosim termenul ăsta. Băi, nesimțitului. Nu e un termen folosit aiurea. Nesimțit înseamnă omul cărui conștiință nu mai lucrează. Iar când îi spui, băi, tu ești prea simțit, atunci ăla prea are conștiință, dar asta mai rar. A spus vă unul vreodată, băi simțitului, nu mai mult, băi nesimțitului. Așa. Și un alt lucru, deci, care este legat de morala ortodoxă, este și judecata de apoi, deci în care noi vom fi judecați după faptele pe care le-am făcut în viață. De aceea trebuie să avem grijă și biserica să îngrijească cu mare precădere, ca în final familia să aibă căsătorie, copiii să aibă botez, înainte de moarte să fie spovediți și împărtășiți, înainte de ospitalizare sau ceva să fie împărtășiți și numai departe, deci înainte de a fi puși în sicriu pentru a fi duși la cimitir, să fie din nou spovediți și împărtășiți ca biserica să-i poată scoate prin rugăciunea Sfintei Liturghii, deci a proscomidiei sau a liturghiei pregătitoare pentru liturghia sfințitoare. Alt lucru de morală care pot să vă spun este unul singur, bărbații au ca model lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos Ioan Botezătorul, iar femeile au ca model pe Maica Domnului. Deci ori de câte ori vă vine un gărgăun în cap, uitați-vă la Maica Domnului și întrebați-vă bine ce fac eu și ceea ce o să vă răspundă conștiința în momentul când v-ați adresat cu această întrebare icoanei, aia e bine să faceți. Dacă simți că Maica Domnului te îndeamnă să mergi la discotecă, du-te. Dacă simți că te îndeamnă la desfriu, fă-o. Dacă simți că te îndeamnă la dezmăț, fă-o. La necredință sau la neascultare, fă-o. Dar atunci când vei avea necazuri, mă uitam ieri la cineva, venise întâmplător să fac un pomelnic și mi-adresa această întrebare pe care noi o punem foarte des. De ce? De ce? De ce? Dar au folosit de ce? Asta cred că de 50 de ori. De ce n-am servici? De ce nu merge? De ce nu mă aude Dumnezeu? De ce mă rog degeaba? Și întâmplător am aruncat o vorbă simplu, zic, da, așa, ce păcate mai aveți? Părinte, am de toate. Am avut prieteni cu nemiluit, da? Am avut păcate de întrerupere cu nemiluit, am avut cutare cu nemiluit, da? Acum cât aveți? 46 de ani. Ei, dacă 46 de ani Dumnezeu te-a așteptat, acum 46 de ani ori să te chinui, până o să vezi și tu cum suferea El atunci când tu îți făceai de cap. Adică orice vumerang aruncat împotriva lui Dumnezeu printr-un păcat, se întoarce împotriva noastră printr-o durere. Pentru că păcatul are două căi. Ori îl tragi, ori îl trăiești. Dacă îl trăiești, ai să suferi tot printr-un păcat, dacă îl tragi, ai să suferi printr-o pedeapsă pe care ți-o dă Dumnezeu. Dar nimic nu rămâne neplătit. Și de obicei Dumnezeu obișnuiește să plătească în viață, pentru că cine se judecă aici nu se mai judecă dincolo. Și este bine să împlinim cuvântul lui Isaia. Ferice de omul care nu cade în judecata Dumnezeului celui viu al lui Israel. Amin. Prea mult, nu? I-am obosit. Nu, părinte, dacă vreți să puneți întrebări, părinte. Nu cumva v-am supărat cu ce v-am spus? Nu, nu. Bun. Iurea, ce e asta? Mai trebuie și o leacă de libertate, și o leacă de distracție. Da, Doamne, zic, uite acum ați arăt și scrie în triod. Și deschid și citesc în bat jocurile. Distrați-vă. Și ea zice, deci câte să văd și eu, că vreau și eu să am mărturia asta. Și era într-un loc, o cântare a lui Ioan Botezătorul. Ca să iași pazină? Da. Pocăiți-vă. Da. Așa că eu spun să faceți cum vreți voi. Numai să nu uitați că așa cum avem răspunderea de a greși, trebuie să avem și puterea de a trage ceea ce facem. Spuneți-le la toți gălățenii sănătate, dezlegare și iertare de păcate.
Spuneți-le la toți gălățenii că îi mai aștept la Bârnova cu îndreptarul dispovedanii. Îi aștept pe toți gălățenii să fie spovediți și împărtășiți, iar pe elevii și studenții din Galați vreau să-i văd pe la facultăți și pe la locuri de muncă, cu familii bine închegate și cu copiii în urma lor, să nu își pierde vremea de geală. Nu-i bună urarea, nu-i prea grea. Domnule profesor, copiii...